citesc un singur verset din Evanghelia după Matei, capitolul 27, este vorba despre versetul 46. Descrie un moment pe care Iisus Hristos l-a trăit pe cruce. Și se spune că pe la ceasul a nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Când am fost în Israel, l-am întrebat pe unul dintre evrei cu care am interacționat dacă a fost vreodată la Auschwitz. La complexul Auschwitz-Birkenau, de fapt, o fabrică de omorât oameni, au murit aproximativ 1,1 milioane de evrei. Foarte mulți evrei și nu mai merg acolo ca o catarsis, ca o eliberare. Și ce m-a impresionat cel mai mult când am fost la Auschwitz, dincolo de groaza morții care încă se simte acolo, a fost un grup de tineri evrei, îmbrăcați fiecare, acoperiți ca și cu o mantie, cu steagul țării lor, umblând acolo. Și pentru mine a fost, de fapt, era semnul acela al că ei se plimbă liber pe acolo, că ei au câștigat, de fapt. Dar pe evreul pe care l-am întrebat dacă a fost la Auschwitz, parcă cu ciudă s-a uitat la mine și a zis, în mod repezit, nu, și cât trăiesc, n-o să merg acolo. M-am gândit că aceasta este atitudinea față de cruce a unor oameni. Unii ascultă de porunca Domnului care zice, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și vai de noi, de fiecare, începând de aici, când sărbătorim cina Domnului și o facem în mod formal. Mai facem în fiecare lună, niciodată pe pământ. Și sunt oameni care trăiesc după teologia de jos. Adică să le vorbești doar de bine, să le vorbești doar despre încurajare, să le vorbești doar despre lucruri pozitive din viața lor, ca nu cumva moralul lor să fie afectat. Mai nou sunt oameni care nici n-ar dori să le spui nimic care să îi poată întrista cumva, să le afecteze cumva emoțiile și să aibă ceva de suferit, ca să trebuiască să ia apoi medicamente, să își revină. Ori, dragii mei, suferințele și moartea lui Iisus Hristos nu sunt deloc evenimente care să fie puse la index, să fie puse într-un colț al istoriei și să nu mai avem treabă cu ele. Pe motiv că la bulina din capătul ecranului ar trebui pus minim 16. Suferințele și moartea lui Hristos sunt evenimente care trebuie aduse mereu în atenția noastră ca nu cumva să uităm. Ca nu cumva să minimalizăm, să diminuăm, să neglijăm. Sau să nu băgăm în seamă valoarea, imensitatea și dimensiunea reală a ceea ce Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suportat pentru noi și în locul nostru. La un moment dat, în întunericul acela fizic, care s-a întins peste țară timp de 3 ore, care făcea aluzie, este clar, la întunecimea spirituală, Iisus Hristos a strigat în limba arabaică, limba vorbită de El și de conaționalii Lui în vremea aceea: Eli, Eli, lama sabachthani. Și știți ce înseamnă? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ca în alte dăți, Hristos cita întotdeauna din Scriptură, ceea ce numim astăzi Vechiul Testament, și atunci cita din Scriptură, cita din Cartea Psalmilor, din Psalmul 22. Noi numim astăzi un psalm mesianic și Iisus Hristos a
așa l-a interpretat ca de fiecare dată când citat din Vechiul Testament în legătură cu el, considerând că acele cuvinte se împlinesc cu el însuși. Dar pentru unii nu este clar. Despre ce fel de părăsire era vorba? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În ce fel a fost Hristos părăsit de Tatăl? La ce ne arată asta? Pe de-o parte, cunoașterea și clarificarea acestui aspect ne va ajuta să înțelegem mai bine profunzimea dragostei lui Dumnezeu pe care a manifestat-o în Hristos Iisus, precum și valoarea jertfei sale. Costul pe care l-a plătit Dumnezeu. Ce-a însemnat pentru El lucrul acesta. În același timp, va aduce și o înțelegere a grozăviei păcatului din viețile noastre. Ne va ajuta să pricepem că păcatul nu este ceva de glumit, cu ceva care să te joci, să-ți permită să-l iei, să-l tratezi în chip ușor, rapid. Că păcatul costă întotdeauna. Că păcatul este mizerabil. Și în același timp ne va ajuta să dezvoltăm o imensă recunoștință față de suferința voluntară a lui Hristos care a răbdat pentru noi și a cunoscut moartea din cauza păcatelor noastre. Așadar, care este dimensiunea despărțirii Fiului de Tatăl? În primul rând, este vorba despre, și a fost vorba despre o despărțire reală. O să vedeți de ce spun asta. Există păreri diferite cu privire la natura acestei despărțiri. Și imediat o să vi le prezint. Unii spun că a fost numai părerea Fiului că este despărțit. Când de fapt n-a fost. Ori singura explicație corectă, plauzibilă și biblică este cea care susține că, într-adevăr, strigătul lui Hristos, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Acolo a fost vorba despre o despărțire reală. Unii afirmă că strigătul lui Iisus a fost unul de disperare și de necredință. Adică, Hristos a sperat că Tatăl va fi cu El așa cum a și promis că eu sunt totdeauna cu El și El a știut lucrul acesta și acum a trăit un sentiment de disperare crezând că Tatăl nu este acolo. Susținătorul acestei păreri afirmă că Iisus a înșelat având impresia că este părăsit când de fapt nu era. Nu stă în picioare această concepție. Pe lângă că nu, o să vedem imediat din text că de ce este falsă, ea atacă și perfecțiunea lui Hristos, care nici o clipă n-a încetat să nu fie ceea ce era dintotdeauna, și anume Dumnezeu. Alții sunt de părere că strigătul acesta era un strigăt care exprima singurătatea. Adică, dintr-o dată, în durerea, în chinul acela pe cruce, Iisus nu era părăsit, dar spun ei că El a simțit că este părăsit și că este singur, că este abandonat. Și de aceea a scos acel strigăt. Există și o altă grupare cu o concepție foarte răspândită în lumea creștină care spune că acest strigăt de Dumnezeul meu de ce m-ai părăsit a fost unul de victorie. Ei susțin aceasta bazați pe conținutul întreg a Psalmului 22. Așa cum am spus, și dacă citim psalmul este mai lung, dar din care a citat Hristos, și ce afirmă ei când își susțin această părere că citând din primul verset, care așa începe, el de fapt s-a referit la întregul psalm, care pe parcursul lui și mai ales a doua parte, se termină într-un mod triumfalist. Dar concepția este forțată. Adică Iisus Hristos strigă Dumnezeu meu de ce m-ai părăsit și se susține că a fost strigă de victorie, deja este prea mult. Dincolo de aceste păreri, noi trebuie să interpretăm cuvintele Domnului Iisus așa cum sunt scrise acolo. În sens literal. Dacă Domnul Iisus a spus Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, înseamnă că într-adevăr a avut loc o despărțire reală. Hristos nu a avut impresia că este părăsit, ci chiar la un moment dat a ajuns pe
Ba te interesează. Pentru că păcatul meu și al tău, păcatele noastre, au dus la despărțirea aceea între armonia perfectă dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Teologul Jean Calvin spunea despre asta, este citat din institutele lui, dacă Hristos ar fi murit numai de o moarte în trup, aceasta ar fi fost lipsită de orice efect. Dacă sufletul lui n-ar fi avut parte de pedeapsă, el n-ar fi fost decât răscumpărătorul trupurilor. El a plătit un preț mult mai mare și mai minunat prin faptul că a suferit în sufletul lui chinurile unui condamnat și părăsit. Prin urmare, între Dumnezeu Tatăl și între Dumnezeu Fiul a existat o separare reală cauzată de păcatele noastre, pentru care Fiul lui Dumnezeu a fost gata în mod voluntar să facă ispășire, să plătească El pentru ele, să le ia asupra Lui. Desigur, și în acest moment, cred că acesta este unul dintre lucrurile pe care nu cred că le va dezlega vreodată cineva taina, ci lucrul acesta cred că este lăsat pentru vremea de dincolo și îl vom afla cu adevărat ce înseamnă în Rai. Pentru că și când rostim acest adevăr, această afirmație 100% biblică, ea trebuie că Dumnezeu Tatăl a fost despărțit de Dumnezeu Fiul. Ea trebuie alăturată unei alte afirmații, la fel de autentice și de biblice, care spune, este vorba despre 2 Corinteni 5 cu 19, că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Este un paradox care pur și simplu trebuie acceptat și dacă nu-l putem explica, pentru că Biblia îl afirmă. Și când Biblia alătură două adevăruri, nu înseamnă că se contrazice, ci are valoare de paradox. Și noi doar să ne uimim și să vedem cât de mare și de nepătruz este Dumnezeu, slavă Lui. Dar ceea ce trebuie să reținem este că acolo, la cruce, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trăit o despărțire reală de Dumnezeu Tatăl, iar acest lucru s-a întâmplat din cauza că a luat păcatele noastre asupra Lui, slăvit să fie Domnul. Deci a fost o despărțire reală când vorbim despre dimensiunea despărțirii. Dar de asemenea a fost și o despărțire necesară. A fost o despărțire obligatorie. Întrebarea muritorilor care oarecum nu doresc să aprofundeze jertfa lui Hristos. Așadar, o întrebare mai ușoară, fără profunzime, este dacă nu se putea trece peste, dacă Dumnezeu nu putea să treacă peste pasul acesta. N-a luat adică Dumnezeu lucrurile prea în serios? Nu. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus s-a rugat: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul. Credeți că Iisus Hristos se da alături de la o moarte pe cruce când alți oameni au înfruntat moartea pe cruce? Hristos se referea tocmai la momentul acesta. La clipa contaminării cu păcatele noastre și la clipa despărțirii de Dumnezeu Tatăl. El care din eternitate, dinainte de a exista veacuri, adică din totdeauna, trăia într-o armonie perfectă cu Tatăl. Să guste, să trăiască, să experimenteze despărțirea. Și care a fost răspunsul? Pe care el n-a fost spus cu voce, dar a fost înțeles de Iisus Hristos. Când s-a rugat de mai multe ori în Ghețimani și apoi a căpătat liniște și pace, știind că pe acolo trebuie mers. Când provocarea a fost: dacă ești Fiul lui Dumnezeu și din partea tâlharului, coboară-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Nu se putea. Cineva trebuia să plătească. Nu se putea să fie salvat și el și noi. Restul tâlharilor. Așa că despărțirea de Tatăl a fost, deja a fost voluntară. Ea a fost și necesară. Obligatorie. Deoarece devenind păcat pentru noi, Dumnezeu Tatăl pur și simplu nu poate suporta păcatul, ochii Săi sfinți, natura Lui cu desăvârșire, în mod desăvârșit altfel, nu poate sta în preajmă și să aibă părtășie cu ceea ce este păcat. Și de data aceea implicit în prezența Fiului. Spune Pavel în Romani 3 cu 23,
fel Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui așa fel încât să fie neprihănit și totuși să se socotească neprihănit pe Cel ce crede în Hristos. Iar 2 Corinteni 5 cu 21 este atât de adânc, atât de profund când spune pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, pe Hristos, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, știți ce a făcut Dumnezeu cu El? L-a făcut păcat pentru noi. L-a transformat în obiectul mâniei Lui pentru noi. Ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Slăvit să fie Domnul. Când auzi lucrul acesta, pur și simplu te fulgerează. Din cap până în picioare. Adică Dumnezeu îl face păcat pe Hristos. Ca eu, ca tu, ca noi. Să fim neprihănirea Lui Dumnezeu. Dreptatea Lui Dumnezeu în El. Să se poată uita Dumnezeu la noi cu milă, cu durare și cu dragoste. Prin urmare, în condițiile în care Dumnezeu nu putea acționa altfel, de ce nu putea? Nu putea acționa altfel decât ce? Decât așa cum este El. Adică drept. A fost obligatoriu ca între Hristos și Tatăl să existe separare. În momentul în care Hristos a fost făcut păcat pentru noi. De aceea despărțirea aceasta a fost nu numai reală, adevărată, ci a fost și necesară. În al treilea rând, a fost o despărțire brutală. Strigătul lui Hristos n-a fost nici de disperare, n-a fost nici de necredință, nici de dezamăgire, ci a fost unul de durere. Experimentând o despărțire reală, când Domnul Iisus a strigat, de ce m-ai părăsit? El a arătat că despărțirea de Tatăl este o despărțire insuportabilă. Iisus Hristos a strigat pentru că absența părtășiei cu Tatăl doare. Este un motiv pentru care noi astăzi să ne trezim mintea și să alergăm în brațele Lui Dumnezeu. Știind deja din experiența altora și în mod special din experiența Fiului, că despărțirea, absența părtășiei de Dumnezeu Tatăl doare. Așa cum nimic altceva, cum nu există durere pe pământul acesta. Este clar și imediat o să vă arăt că este dincolo de durerea fizică. Această părăsire a însemnat pentru Hristos experiența iadului și confruntarea directă cu mânia și cu judecata lui Dumnezeu. A însemnat trăirea realității iadului, de aceea durerile fizice au fost depășite cu mult de durerea spirituală pe care Hristos a experimentat-o aevia, când a fost despărțit de Tatăl și când a devenit păcat în locul nostru. Ce înseamnă locul acesta? Că toate păcatele, nu unul, nu numai păcatele mele ale tale, nu numai păcatele celor de aici, ci păcatul întregii lumii a fost adunat pe Iisus Hristos. Și alături de strigătul de ce m-ai părăsit, știți că tu, imediat după aceasta, Iisus a strigat, mi-e sete. Au legătură cele două. Pentru că strigătul care a urmat după aceea de mi-e sete, tot sete reală, nu face decât să ne dezvăluie cât de intensă a fost suferința și durerea spirituală care s-a extins și asupra naturii sale fizice. O durere atât de intensă în interiorul lui încât s-a extins asupra, când spun asta, în interiorul nu a trupului, ci a sufletului, care s-a extins apoi asupra trupului. De aceea, în iad, suferi de sete. Bogatul din iad. Nu-i trebuia mâncare, nu-i trebuia să mai ascult încă o altă melodia preferată sau ceva. Ce-i trebuia? Era sete. Și n-a avut acceptat. Și nu a cerut. Cât a cerut? O cerut un pahar de apă. A știut că nu poate cere atâta. Cât a cerut?
spirituală de Dumnezeu este de nesuportat. De aceea a strigat Iisus Hristos și de aceea despre cei care ajung în iad, aflăm din tot din spusa Domnului de Matei 13:50, aflăm că tot ce le mai rămâne nu este decât plânsul și scârșnirea dinților. Decât strigăte. Hristos a scos un strigăt. Pentru că s-a terminat cu despărțirea aceea, cum o să vedem imediat. Dar pentru cei care nu acceptă jertfa lui Hristos și nu se dăruiesc lui Hristos, rămâne un viac, o veșnicie de strigăte și de durere pe care Iisus Hristos a experimentat-o în momentul în care a fost despărțit de Dumnezeu Tatăl. Toate acestea l-a suportat Hristos de dragul nostru și în locul nostru. Datorită despărțirii sale de Tatăl, noi suntem cei care nu mai trebuie să trăim, să experimentăm chinurile iadului și despărțirea de Dumnezeul veșnic. Cine cunoaște aceste lucruri, nu mai rămâne la fel. Se pocăiește. El spune, Doamne, pentru nimic în lume n-aș vrea să experimentez. Pentru că experimentarea iadului după jertfa lui Hristos este inutilă. Adică nu mai este obligatoriu să mergi în iad. Pentru că jertfa lui Hristos te scoate de acolo. S-a plătit pentru locul acesta. Așa că nu Dumnezeu, ci încăpățânarea ta te duce acolo dacă tu nu te pocăiești. Cu păcatul nu este de glumit. Consecința lui finală este iadul. Despărțirea pe veci de fața lui Dumnezeu. De aceea, dimensiunea despărțirii lui Hristos de Tatăl a fost o despărțire brutală de care tu nu mai trebuie să o trăiești. Dar dacă nu te pocăiești, din nefericire, lucrul acesta se va întâmpla. Continuând cu dezvăluirea adevăratei dimensiunea despărțirii Fiului de Tatăl, putem afirma că această despărțire a fost și o despărțire temporară. Adică n-a durat mult. A fost pentru o vreme. A fost temporară. De ce? Dacă s-ar fi găsit cea mai mică urmă, imperfecțiune sau urmă de păcat în persoana lui Iisus Hristos, despărțirea aceasta ar fi fost pentru totdeauna. Cuvântul ne spune că Iisus a fost înviat, El a murit, se afirmă într-un loc pentru păcatele noastre, dar a fost înviat din pricină că a fost văzut că este neprihănit, slăvit să fie Domnul. Adică a fost temporară despărțirea datorită Sfințeniei lui Hristos, a neprihănirii sale și a faptului că în acest fel moartea Lui a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, a potolit mânia sfântă a lui Dumnezeu. Când s-a uitat Dumnezeu înspre Iisus Hristos și a văzut ființa Lui cu desăvârșire pură, El a spus, destul! Mânia este potolită și plata pentru păcatele noastre, datoria este acceptată. Strigătul s-a isprăvit apoi. Arată, despre El am mai vorbit cu alte dăți în care am spus că în limba greacă, tetelestai, era strigătul soldatului când biruia în lupte, la strigătul celui care reușea să găsească calea după ce s-a rătăcit într-o pădure. Era evident acesta că este un strigăt de victorie. După aceea Iisus avea să spună Tată, de fapt ultimele cuvinte. Noi nu putem să luăm un cuvânt spus de Iisus Hristos fără să ținem cont de celelalte. Și aici știm că despărțirea a fost temporară. Pentru că înainte de a muri, ultimele cuvinte au fost, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. În acel moment, relația și starea de părtășie perfectă au fost restabilite. Și Fiul și-a găsit odihna în brațele Tatălui. Mânia lui Dumnezeu era potolită. Și dacă acela a fost ceasul negru al întunericului, extraordinar, acolo pe cruce, dovadă clară că Satan a fost cel înfrânt. Că între Tatăl și Fiul s-a restabilit armonia perfectă care a existat dintotdeauna. Și Dumnezeu Tatăl a fost Cel care a primit ceea ce Domnul Iisus Hristos a cerut. Spune Timotei,
în 1 Timotei 3:16, ceea ce pare că a fost o cântare a bisericii din primul secol. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit, neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Și Petru zice, în 1 Petru 3:18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh. El, cel neprihănit, moare pentru cei nelegiuiți. De aceea despărțirea a fost temporară. Iisus Hristos era neprihănit. Și ce mai putem spune în ultimul rând despre această despărțire? Că a fost o despărțire providențială. În același timp, despărțirea Fiului de Tatăl a fost providențială. De ce? Deoarece milioane de oameni și slavă Domnului, printre care suntem incluși și noi, gloria Lui, suntem incluși și noi, a adus mântuire de păcate. A adus scutire de condamnare. Ieșire de sub mânia lui Dumnezeu și intrarea în stare de părtășie cu Domnul și în stare eternă cu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Adică tot ceea ce pentru Hristos a însemnat durere, despărțire, chin, agonie și moarte, pentru noi a fost mântuire și răscumpărare. De aceea Ioan, când l-a văzut, când a început lucrarea, Ioan în locul Domnului a spus, iată, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Dumnezeu, Roman 5:8, își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Uitați-vă, despărțire providențială. Petru 1:2-24. El, Hristos, a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi fim morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Slavă Domnului! Despărțirea Fiului de Tatăl n-a fost nici de cum un lucru ușor. De aceea nu putem trece cu vederea aspectul acesta. Hristos a privit cu groază, cu întristare și cu lacrimi de sânge spre clipele în care urma să experimenteze despărțirea. Știți că în grădina Ghețiman, la un moment dat spune că atunci când a plâns, plânsul lui s-a transformat. Și specialiștii medici spun că, într-adevăr, se întâmplă această reacție atunci când există o supărare, o tristare extraordinară. Și explică și cum. Ca să poți ajunge cât lacrimile să-ți fie amestecate cu sânge. Atât de intensă a fost această durere, nu când a trăit-o, ci înainte, numai când a anticipat-o, ca Dumnezeu cunoștea ce înseamnă lucrul acesta, ce înseamnă despărțirea și ce înseamnă să vină peste tine pedeapsa lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, cei care nu sunt capabili să vadă în această acțiune măreția și necuprinsa dragostea lui Dumnezeu, vor fi nevoiți să suporte revărsarea mâniei din Dumnezeu peste ei. Peste cei care nu se pocăiesc, Dumnezeu va vrea să aducă experiența pe care a trăit-o Fiul Său când a fost despărțit de El, de Tatăl. Adică revolta lui Dumnezeu va fi determinată de indiferența oamenilor față de sacrificiul Fiului Său. Dumnezeu va spune ceva de genul, adică eu mi-am întors fața de la Fiul meu. Am fost despărțit de El. Pentru că El s-a încărcat cu toate murdăriile păcatelor voastre. Iar vouă nu vă pasă? Am spus din cuvintele Domnului, din cuvintele Tatălui, cu alte cuvinte. În iad cu voi, blestemaților. Sunt cuvintele pe care Iisus Hristos le-a spus. Că Dumnezeu le va spune în ziua aceea. Pocăința înseamnă tocmai să pricepem cu mintea ceea ce suntem noi fără El și ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Înseamnă să simțim cu inima dragostea pe care El a arătat-o. Nu era altă motivație să-L mâne pe Dumnezeu.
Nu era o obligație. Numai dragostea l-a mânat. Să-și întoarcă fața de la propriul fiu. Și să acceptăm cu voința noastră schimbarea vieții prin puterea Duhului Sfânt, care este gata să lucreze în noi atunci când ne lăsăm pe mâna Lui. Amin. Amin. Pentru copiii Lui Dumnezeu, cunoașterea realității că Iisus Hristos a trăit, a experimentat o despărțire reală de Tatăl, înseamnă recunoștință. Înseamnă adorare, prețuire și dragoste crescândă, dar în același timp și păzirea vieții. Astfel încât să nu ajungem să gustăm niciodată din amarul despărțirii dintre noi și Dumnezeu. Amin. Amin. Înainte de a face un pas mai departe și a fi prezenți cu suflet, cu trup, cu toată ființa noastră, părtași la masa Domnului, haideți să ne ridicăm și într-o stare de cercetare să putem cânta cu toți cântarea care vorbește tocmai despre această despărțire, despre necesitatea ca Dumnezeu, dacă vrea să fie drept, să acționeze așa cum este. Să trebuiască să suporte despărțirea, să lase pe Fiul să suporte despărțirea de El. Iubirea, iubirea de un Tatăl.